Leul și popândăul. Într-o zi, leul prinse un popândău. Puse una dintre labele sale uriașe pe el și începu să-l adulmece, zicându-și că popândăul va fi așa ca un fel de desert, pentru că tocmai mâncase. Leul mai mult se juca, plictisit cu prada sa, astfel că popândăul prinse curaj și îi spuse: Te rog, cruță în viața, nu mă mânca, te rog frumos, dacă mă lași viu și eu am să te ajut cândva, e suficient să mă chemi. Leul se semeți și râse cu superioritate. Cum să primesc eu ajutor de la o ființă așa de mică, săracă și plăpândă ca tine? Dar știi ce? Totuși îți dau drumul, dar te avertizez că a doua oară nu mai scapi viu. Bucuros că a scăpat cu viață, popândăul a fugit de grabă spre adăpostul lui. La scurtă vreme, leul, nefiind atent, a căzut într-o capcană, într-o groapă adâncă săpată de vânători. Leul s-a tot zbătut și a încercat să iasă din groapă, dar în zadar. S-a așezat pe fundul gropii, epuizat, și își aștepta așa sfârșitul. După puțin timp, și-a adus aminte de popândău și l-a strigat: Popândăule! Popândăul a apărut și, văzând care este problema leului, a fluierat odată scurt. Atunci, o armată de popândăi a răsărit ca din pământ. Animăluțele au săpat și au făcut rapid un fel de trepte, pe care leul, urcând, a reușit să iasă din groapă. De atunci, leul nu a mai desconsiderat animalele mici, înțelegând că unele dintre acestea au daruri de la Dumnezeu pe care el nu le are.